Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian? Dar oare e bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei. Salutare, oameni buni și prieteni ai întrebării zilei. Astăzi avem un invitat special și anume pe actorul și regizorul Alexandru Noi. Salut, Alexandru! Salut! Alexandru, aș vrea ca să te prezinți tu, să afle oamenii de la tine ce îți dorești tu. Sunt Alexandru Noghi, am 30 de ani, am absolvit un ATC-ul, secția de actorie, în 2012, după aceea am făcut un master de regie la Londra, de regie de teatru, actualmente masterand în canto la conservator la București. Felicitări, deci studiile încă nu s-au încheiat, ești într-o continuă cercetare. Sper să se încheie, da, exact, da. Mai am de făcut doctoratul și după aia cred că am să mă opresc. Fii atent, dacă cineva ne-ar întrerupe în momentul acesta și ți-ar spune du-te în ce excursie vrei tu, care e prima destinație care îți vine în cap? În excursie, nu știu, m-aș duce într-o excursie în Grecia, spre exemplu. M-aș duce în Olanda într-o excursie. Sunt locuri în care am mai fost și m-aș duce oricând într-o excursie. Așa cum spui tu, o excursie sună ceva așa mai de moment. Dar primul lucru, care rămâne, Grecia sau Olanda? Grecia a fost primul, da, după Grecia. Aceea am spus Olanda, da, Grecia, da. Deci rămânem la vecinii noștri, puțin mai îndepărtați. Da. Asta și pentru că eu n-am apucat să merg la mare foarte mult anul ăsta și atunci cumva am nostalgia asta, am regretul ăsta cumva. Cum îți începi tu ziua, Alexandru? Ai o rutină anume care îți face mai ușoară trecerea de la somn în problemele cotidiene? Da, bea un Nes. Asta e ceva destul de neobișnuit în ziua de azi. Toată lumea are espresso, toată lumea face cafea la ibric, toată lumea bea ceai negru sau eu știu altceva, nu? Ceai de ghibir. Și eu beau Nes. Beau Nes cu lapte, iarăși ceva destul de neobișnuit. Și cam asta e o rutină. Și îmi place să mai beau și un pahar de suc de portocale sau de fructe dimineața. Asta e deja un început bun. De aici încolo pot să mai apară foarte multe alte lucruri. Nu-mi place să mă trezesc să ies pe ușă. Nu pot să fac chestia asta. Adică sunt căpiat toată ziua. E nevoie de un timp pentru a ne conecta. Da. Care este prima ta amintire, Alexandru? Nu știu, am avut niște amintiri când am văzut niște casete VHS. Când eram eu copil, erau posibilitățile astea și erau deja se filma color și am văzut niște filmări cu mine mic și atunci văzând filmările mi-au adus aminte. Tot așa, am filmări cu muzică clasică, cu un pick-up, exact ce vedeam și pe filmările respective. Probabil că sunt filmări de când aveam 2-3 ani și pe care în momentul când le-am văzut, le-am retrăit, ca să zic așa, dar într-un mod foarte intens. Adică am conectat, practic, imaginile alea de pe VHS cu amintirile mele pe care le mai visam uneori. E interesant să vezi anumite lucruri cu tine din copilărie. E foarte, foarte interesant de văzut. Pe măsură ce trece timpul, cred că în diferite etape le revezi diferit. Apropo de copilărie, spune-mi dacă ai un miros sau un gust sau un sentiment care te teleportează imediat în copilărie. Probabil că ceva făcut la cuptor, ceva cozonaș, ceva prăjitură, probabil că mirosul ăsta de ceva făcut la cuptor, de cuptor încins și ceva cozonac, ceva prăjitură cu nucă, o chestie de genul ăsta. Mai mult ca sigur mă portează în lumea aia a copilăriei. Ai cumva un proverb sau un motto care ți-a devenit ca o filozofie de viață? Mi-a plăcut foarte mult motto-ul pe care l-are Placido Domingo și în felul următor, if I rest, I rust. Adică dacă mă odihnesc, ruginesc. Și atunci, adică rest, adică să spun mai degrabă cu o conotație din asta de abandon. Dacă abandonez, ruginesc în sensul ăsta de a reuși mereu să faci ceea ce îți propui, să îți urmărești visurile, planurile și așa mai departe, ceea ce îți propui să faci. E normal să existe oare războiul dintre generații? Nu, și cred că, cum să spun, eu de multe ori m-am trezit în situația
în care am făcut foarte ușor puntea asta peste generații. Bine, în anumite cazuri se simte că dacă ambele părți se încăpățânează cu adevărat să demonstreze că există gap-ul ăsta între generații, că există distanța asta între generații, sigur că da. Dacă te încăpățânezi, reușești să... Să-l accentuezi. Exact, da, 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 să devină mare, exact. Ori eu m-am trezit de foarte multe ori în situația în care am făcut foarte ușor puntea asta între transgenerațională, să zic așa, fără probleme. Și cred că în ziua de azi, mai degrabă, n-am mai văzut chestia asta, n-am mai resimt ca o problemă, n-am mai văzut-o ca o... Văd că e foarte mult încurajată ideea asta în care bunicii cu nepoții, copiii cu părinții și așa mai departe, unii învață de la alții și asta e un lucru bun. Nu mai resimt problema asta a conflictului între generații și mai ales că în spațiu public practic nu mai are unde să se mai manifeste în momentul de față. Adică chestia asta se manifesta foarte înainte de ce se întâmplă acum. Ceea ce se întâmplă acum a schimbat paradigma. Lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel. Multe probleme au dispărut, multe probleme au apărut. Multe probleme, multe provocări, multe chestii noi, multe subiecte care înainte erau așa destul de vagi, destul de șterse, neabordate foarte, nu erau pe agenda zilei, astăzi devin prioritare, foarte rapid. Adică a fost așa o schimbare foarte rapidă, extrem de rapidă și pe agenda zilei au apărut lucruri care până anul trecut erau obscure, nu erau nici pe departe atât de discutate. Când vorbim despre reclame, fie că sunt la TV, la radio sau pe internet, ce te face să-ți placă o reclamă și ce anume te face să-ți displacă o reclamă? O să spun foarte sincer că acum sunt într-o perioadă de recuperare, am avut un mic accident și o mică operație la genunchi și m-am uitat destul de mult la televizor în ultima perioadă, cum nu am făcut de-a lungul pandemiei, dar am zis să recuperez acum. Și evident că am văzut cam toate, deja de 3-4 săptămâni, de o lună, am văzut cam toate reclamele care există pe televizor în momentul ăsta. Pentru că vrând nevrând, lași să meargă, deci mă rog, în fine. Îți spun din start ce îmi place mie la o reclamă. Îmi place foarte mult dacă are umor. Dacă un lucru are umor, așa devine mai suportabil să poți să-l văd de 150 de ori pe zi. Dacă are o umbră de umor, de naturalețe, o situație, un personaj, ceva să fie absolut deosebit acolo, trebuie să fie foarte special în așa fel încât să nu nebunești că-l vezi de 100 de ori pe zi, să n-ajungi să ai exact efectul invers. Și să-ți displacă? Cumva, într-un fel, așa, din orgoliu personal, zic așa, îmi displac reclamele care sunt doar traduse, sunt făcute cu actori străini și la noi se pun doar vocile pe ei. Asta așa ca un moft. Dacă e să fie o apreciere critică a reclamelor, îmi displace că nu s-a făcut și varianta românească la reclama aia. Așa, cu bănuții puțin cu care să fac, măcar să fie și varianta românească, nu să fie... Să fie ca la noi. Bine ai venit, mamă, soacră, și el a face din gură altceva, știi? Vede că e pusă vocea, știi? Și atunci îmi displac brandurile care cred că noi nu ne dăm seama că reclama aia a fost făcută pentru toată Europa și au mai pus voci și la revedere. Îmi plac astea adaptate, astea filmate la noi, cu povești de ale noastre, cu tot felul de chestii, deci cât mai autohtone și mai personalizate, mai amuzante, dacă se poate, mai puțin depresive și mai puțin clișeice și cât mai creative. Spune-mi, Alexandru, dacă ai putea petrece o oră în compania unui star de la Hollywood, care ar fi acela? Al Pacino? Așa, de curiozitate, care ar fi prima întrebare pe care i-ai adresat? Nu știu, noi suntem născuți în aceeași zi și probabil că am vorbit un pic despre chestia asta, l-aș întreba la credere în zodii și așa mai departe.
Dacă mă lasă să-i dau un tarot, chestii din astea ezoterice, probabil, subiecte din astea banale. După aia, probabil, că am mai intra în bucătăria internă de meserie, ca să zic. Care este comedia la care tu ai râs cel mai mult? Aia cu ursulețul, Ted. La chestia aia cu Ted. Da, la Ted 1. Deci ăsta cu ursulețul. Ok, ok. The first motion picture from the creator of Family Guy. Mark Wahlberg, Mila Kunis și MacFarlane. Mulțumim frumos pentru recomandare. La asta am râs foarte tare. E foarte amuzant. E cu un ursuleț care vorbește. Și eu aveam un ursuleț când eram mic și după aia, ulterior, m-am gândit întotdeauna că ursulețul ăla vorbește într-un fel sau altul și mi s-a părut foarte amuzant de a face un serial pe tema asta, dar am pierdut ursulețul. Păcat, asta este. Acum, da, a căzut proiectul. Da, s-a mai făcut oricum. După aia a apărut chestia asta. Asta cu mulți ani înainte de apariția filmului. Da, acum a apărut și filmul. Mi se pare absolut genial. E cu un ursuleț care prinde viață și vorbește și care are un prieten din copilărie, mă rog, prietenul lui. Știi, da, sunt oameni adulți deja, nu mai sunt copii. E foarte tare, foarte tare. Spune-mi, care este filmul românesc pe care l-ai revedea oricând cu mare plăcere? Filantropica. Filantropica e filmul pe care l-aș revedea. Balanța, Intilie, Terminus Paratis, Căloșii, multe, multe filme românești. Aș revedea oricând Aurora. Îmi plac foarte mult filmele românești și produsele românești în general. Mă bucur să aud asta și cu toții cred că ar trebui să apreciem mai mult produsele românești. Da, da, da. Așa ne păstrăm și identitatea și păstrăm și un gust al nostru cu care suntem obișnuiți. Mă rog, referitor la prima întrebare, unde fac o excursie, o escapadă, dacă m-aș dori, așa am revenit, ar peste timp, eu real plec mâine până la Brașov. Așa că, mă rog, cu chiu cu vai, dar mă duc până acolo 2 zile. Da, eu susțin chestia asta. Sunt foarte multe locuri frumoase la noi și am văzut anul ăsta mai mult ca oricând, cred că și la noi se poate și sunt super locuri frumoase și se poate și cu rulota, se poate și cu portul și așa mai departe. Lumea s-a dus și a revăzut locuri care... Chiar nu e o situație așa de dramatică din punctul ăsta de vedere. Avem foarte multe locuri frumoase la câteva ore distanță de oriunde am fi în România. Asta e ceva extraordinar. Partea cea mai frumoasă a acestei pandemii a fost că cu toții ne-am îndreptat ochii mai mult spre România și am redescoperit lucruri noi. Da, sper să continue trendul ăsta și să fie în continuare la modă și să descoperim, sunt atâtea locuri și merită să fie descoperite și să cunoaștem mai bine. Pentru că asta ne ajută să înțelegem și ne ajută din punct de vedere al demnității și ne dă exact dimensiunea valorii. Alexandru, care a fost prima carte care ai simțit că a schimbat ceva major în conștiința ta? Pravorsul Polar sau Legendele Olimpului, nu mai știu exact. Că le-am citit în paralel sau ceva, nu mai știu. Dar astea sunt două, mă rog, Legendele Olimpului sunt o serie și Framursul Polar. Aia cred că e o carte foarte, care pe mine m-a emoționat extraordinar. Și acolo mi-aduc aminte de emoția aia pe care n-o trăisem până atunci în fața unei cărți. Și citisem așa ce aveam chestiile alea obligatorii. Nu vă spun că am devorat cărțile, dar... Ne obligau să citim destul de mult și citeam. Nici nu prea aveam altceva de făcut. Nu așa, în timpurile noastre nu aveai atâtea tentații și altceva de făcut. Da, tentația unică, principală, era televizorul. Atât. Nu aveai altă, să mi-aduc aminte. Asta, da, vorbim de amintire din clasele 1-4, astea ce-ți spun eu. Da, 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 da. Da, probabil că asta, Framursul Polar. Dar o carte pe care aș recomanda-o și acum. Și o recomand cu tot sufletul. E o super carte. Și o poveste incredibilă. Și foarte emoționantă. Adică să plângi la o carte pentru mine a fost... De-aia probabil că am și reținut. Că nu... Era prima dată când simțeam genul ăsta de emoție la o întâlnire cu o carte. Foarte interesant, da. Mă rog, pentru fiecare în parte, probabil că
au fost autori diferiți și povești diferite. Dacă tu ai scrie o carte, ce titlu ai da și ce gen ai aborda? Poate că dacă m-aș apuca să scriu o carte acum, aș aborda lucrurile cu un pic de umor. Poate așa și un pic sarcastic, poate un umor tip Ricky Gervais, așa. Poate că de asta avem nevoie, așa, să o carte să fie o lectură mai plăcută, dar în același timp foarte witty, așa, și un pic obraznică, dar nu foarte, cum să spun, nu foarte vulgară. Angajată politic, niște cum vulgară, da. Ce sfat le-ai dat tu celor care vor să-ți urmeze meseria sau sunt la început de drum? Fie ca actor și ca regizor, că acum dacă te-am prins, na. Sau poate ai un sfat care s-ar potrivi bine pentru ambele meserii? Da, am un sfat care s-ar potrivi foarte bine pentru ambele meserii. Dragi colegi, apucați-vă și învățați de toate. Încercați să faceți și partea asta video, să învățați ce face Gabriel în momentul ăsta, să puteți să susțineți un podcast, să puteți să faceți o prezentare video, să puteți să editați niște poze și filmulețe, trailere, teasere, story-uri și așa mai departe. Cred că e o perioadă bună și va urma o perioadă pe care trebuie să o luăm așa, ca o perioadă în care trebuie să ne adunăm, să ne luăm și noi la oaltă cu copiii care merg la școală. Eu sunt de anul, de la când ne hotărâm acum la 1 octombrie, poate ca studenții, și să ne apucăm să mai învățăm să facem o campanie pe Facebook și așa mai departe. Sunt lucruri care ne sunt de folos din ce în ce mai mult și chestia asta pare că se cere. Va fi o perioadă până se vor reveni lucrurile la normal, dacă vor mai reveni la normal. E o perioadă în care toată lumea susține adaptarea asta la... Deci sunt fonduri pe chestia asta, vor fi probabil și anul viitor și se cere în orice proiect, în orice finanțare, să poți să ai și dimensiunea asta online și posibilitatea asta de streaming a proiectelor pe care le faci, de accesibilizare, ceea ce, până la urmă, lăsând la o parte toată problema, dacă putem să facem un exercițiu și să lăsăm pentru o secundă la o parte restul problemelor, care sunt foarte grave, e un lucru bun, pentru că n-a fost niciodată niciun ordin de ministru sau nicio autoritate nu putea să impună genul ăsta de diseminare a informației, care în momentul ăsta suntem obligați, vrând nevrând, să o facem. O învățăm și să o punem la dispoziție, nu? Toată lumea începe să dea spectacole gratis și pe online, deci ușor, ușor se adună o comunitate a celor care... Nu vreau să fiu înțeles greșit și nu susțin că lucrurile ar trebui să se întâmple exclusiv în online. Eu vorbesc de accesibilizare și de faptul că din când în când e foarte ok să facem și un live streaming să poată să vadă oameni care nu ajung neapărat într-o sală care mai nou are 16 locuri și așa mai departe, adică. Până la urmă trebuie să vedem și ce putem să facem bine din treaba asta, cumva. Într-o oarecare măsură să vedem ce putem să... pentru ce merită să te zbați în continuare. Și merită pentru aceste mii de oameni care beneficiază din online și care vor să participe, să vadă și l-au, adică ar fi dispuși să și plătească sub o formă sau alta. Aici mai durează până când reușim să ne organizăm într-o formă sau alta. Până una alta, se pare că avem niște reguli cât de cât clare cu care o să mergem înainte stagiunea asta și atunci, da, e bine să avem material și pentru online. Să nu uităm ce am făcut atâta treabă în online și acum că am dat unul la săl, să nu dispară campania aia în care era plin internet de spectacole de teatru, aia era ca și cum noi eram pe Facebook ca pe un fel de forum în care era doar teatru. Erau forumurile pe vremuri. Da, da, da. Intram pe Facebook și două din trei postări erau spectacole integral. Adică nu puteai să ții pasul, nu puteai să le vezi pe toate. Deci îmi puneam sute de remindere și așa mai departe. N-am apucat să văd
multe din cele care au fost acolo. Dispăreau, da. Și mai departe. A fost o invazie, o inundație, dar cu sens pozitiv, adică o emulație, a fost excepțional. Am revăzut spectacole pe care nu le mai văzusem din liceu și a fost într-adevăr excepțional. Poate că lucrurile astea ar trebui să continue. Sunt multe spectacole care nu se mai joacă. V-ar fi păcat să le luăm doar undeva într-un raft. Sigur că da. Trebuie să ne facem și cumva chestia asta paralel, stagiunea paralelă. Ăsta e statul nostru paralel al artiștilor. Știi, cum vorbesc ăștia despre statul paralel în România, noi avem și noi statul ăsta paralel, care e statusul ăsta online, știi? Da. E controversat exact ca și statul paralel în discuțiile politice. Da, super. Dar și la artiști e chestia asta cu online, știi? Dar cred că trebuie să o luăm mai ușor, să nu ne mai panicăm așa. Știți că suntem la început de ev mediu, știi, arde învrăjitoare de-astea pe rug, e blasfemie, e nu știu ce. Hai să o luăm mai ușor și să vedem cum putem să integrăm online, ceea ce toată lumea, toți vecinii noștri europeni au făcut de când lumea. Și sunt programe speciale și în fiecare săptămână se dau live streaming-uri din arhivă sau se fac proiecte, evenimente speciale, concerte, spectacole și așa mai departe. Oamenii sunt speriați și poate mulți nu înțeleg că publicul de online e public de online, iar publicul de teatru va rămâne în continuare public de teatru, din punctul meu de vedere. Da, mai mult decât atât, oamenii de online au consumat destul de mult cam tot ce se poate consuma. Eu simt și pe mine chestia asta, da. Acum mi-ai propune să văd nu știu ce este și ar fi destul de interesant, dar cred că m-aș uita. Cine consumă în online serios, cred că consumă într-un timp destul de, cam în timp real, ceea ce apare și ceea ce se întâmplă pe piață, adică consumatorul pasionat de online. Și pentru că vorbeam de postări, spune-mi, ce crezi tu că din natura umană ne provoacă pe noi să postăm pozele pe Facebook, pe Instagram, să ne postăm detalii din viața noastră, mâncarea, lucrurile noi pe care ni le cumpărăm, excursiile în care mergem? Păi sunt mai multe documentare pe tema asta, chiar una acum pe Netflix, The Social Dilemma. Știi cum e, ca un, să zice că caietul e oglinda elevului, știi? Și atunci Facebook a devenit un fel de oglinda elevului, adică trebuie cumva să arăți, să vezi ce, să știe lumea cam ce faci, să vezi. Deci uite, Gabi, sunt în Bulgaria, știi? Da. Te-am văzut, Gabi, e o chestie de comunicare la un anumit nivel, poate. Aleg să-ți comunic, fără să-ți comunic, îți comunic indirect ideea că eu sunt în Bulgaria și eu știu și de tine că ai fost în Croația, știi? Și când ne întâlnim, tu mă întreb direct cum a fost în Bulgaria, eu zic, ba, da, mișto, și tu în Croația ce ai făcut? Te-am văzut, eu sunt la curent cu tot, mă uit, chiar urmăresc, foarte frumos. Bravo, ce fain, super, știi? Adică lumea cumva când se întâlnește a ars niște etape de cunoaște, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Am văzut, da, te urmăresc, da. Văd tot ce fain. În stilul ăsta, Alexandru, cred că vor ajunge oamenii, vor da mâna, salut. Nu știu dacă e voie, nici cu cotul nu mai e voie. Da, deci revenim, nu-și dau mâna, se văd de la distanță, și se duc mai departe în treaba lor. Au comunicat destul. Da, probabil că poți să urmărești destul, da, din amintirile persoanei respective, din video, din... Dacă vrei să-i faci o investigație în online, deja la oamenii de vârsta noastră s-au adunat material, adică au ce să găsească. Dacă n-ai fost atent și n-ai curățat în urma ta, poate să-ți găsească foarte multe, deci poate să-ți citească destul de clar în ceea ce, mă rog, cel puțin ce ai vrut tu să arăți despre viața ta. Da, păi am auzit că sunt firme care atunci când te duci să te angajezi, îți verifică și profilul de Facebook sau de Instagram pentru a observa mai bine ce persoană ești, ce fel de om ești.
Absolut, și directorii de casting fac chestia asta. Multă lume se uită și pe Facebook și pe Instagram să vadă despre cine e vorba, înainte de a avea legătură. Și multe contracte de muncă se pot desface pe teme din astea. Da, sunt convins. Tehnologia își arată și partea mai tăioasă. Da, pentru că oamenii până la urmă se promovează tot acolo pe canalele alea și cumva tu le aduci un deficit de imagine dacă faci porcării pe canalele astea. E un lucru până la urmă de înțeles, nu mi se pare așa de problematic, știi? Nu mi se pare greșită ideea că Facebook e viața ta intimă, că n-are nimeni drept să-ți ia viața intimă ta. Adică tu postezi lucruri acolo, ce consideri tu, nu are nicio legătură cu viața ta. Nu spune nimeni că nu ai voie să postezi o fotografie cu un ananas. Adică nu se întreabă nimeni, conținutul ăsta este viața ta intimă, da, și atunci te lasă să-l urci pe site. Deci nu, ideea asta de ce să-ți protejeze. Ce-ți protejezi, tu spui, Facebook e un fel de bancă din asta în care tu spui la păstrare amintirile și viața intimă sau cum? Ai superstiții? Am așa, ocazional. Dar dacă am niște presentimente din astea, niște țin cont așa, într-o oarecare măsură. Dar nu în așa fel încât să provoace un disconfort, adică să devină o psihoză. Dar crezi că ne fac bine superstițiile sau ne fac rău? Eu cred că ce crezi tu că îți face bine, îți face bine. Ce crezi tu că îți face rău, îți face rău. Știi? Și e bine să ții un balans, între un echilibru între chestiile astea. Adică să nu fii niciuna dintre extreme, știi? Adică să și crezi, da, până să te și, adică să te și îndoi, să vezi lucrurile să fii undeva la jumătate. Echidistant, să te păstrezi echidistant cât se poate de lucid în materia asta. Da? E un subiect delicat, știi? Și știi? Poți să iei razna foarte ușor pe teme din astea. Da, din păcate să știi că chiar am văzut și ocazii și exact în lucrul din asta. Oamenii din zona artistică au riscul ăsta, nu știu, sunt expuși la treaba asta. Dacă ar fi să ai un animal ciudat de companie, care ar fi acela? Mie mi-e greu să-mi iau un câine și tu mă întrebi ce animal ciudat. Nu știu, n-am îndrăznit să mă gândesc atât de departe. Deocamdată îmi doresc un câine. Spune-mi, dacă ai avea 1.000.000 de euro, dar ca să ai câștig de pe urma lui, ar trebui să investești în ceva. În ce ai investi acel 1.000.000 de euro în momentul de față? Să știi că 1.000.000 de euro pare mult, dar ca să construiești un teatru ai nevoie de 1.000.000 de euro și un pic mai mult și o bicicletă. Deci e o sumă care pare foarte, foarte mare. Ea nu acoperă decât construcția unui teatru mic. Pare o sumă mare. Nu știu ce să face cu 1.000.000 de euro, unde se... E o întrebare delicată. Probabil că cu 1.000.000 de euro eu aș face o bursă de proiecte în care se poate să acceseze mai multă lume. Și să vină oameni din zona creativă cu idei, dar cu idei îndrăznețe, adică... Deci chiar în contextul ăsta pandemic, noi să vedem în urma acestui concurs cum creativitatea poate să te, pentru câteva momente, să uiți de problema. Să-ți facă realitatea mai ușoară, să-ți facă realitatea puțin mai suportabilă. Sau nu, să te pună în gardă, să nu știu că e nevoie în momentul ăsta să venim cu chestii din astea agresive, pentru că, repet, te uiți o săptămână la televizor și după aia crește tensiunea, clar. Dacă te uiți o lună non-stop, faci atac vascular cerebral. E sinistru. Sunt mesaje foarte puternice și foarte repetate. Deci este, cum să spun, Ionescu e mic copil. Eugen Ionescu și teatrul lui e mic copil față de ce se întâmplă în ziua de astăzi. Asistăm la o chestie care depășește zona spectacolului, este ceva vulgar, asta e vulgar ce se vede pe canalele de știri. Da. E o vulgaritate extraordinară și nu poate fi urmărit, e un uragan, cum se spune, ca și cum urmărești o furtună de spaimă, știi, de șoc și groază, știi, și să te țină mereu într-o agitație din asta. Urmărești uraganul în direct. Da, cum ne uitam acum ani de zile la Londra, o clădire care arde și oameni se aruncă de acolo, de la etaj. La 9-11 la fel.
Cum spune și Matei Vișniec foarte bine, spectatorul, publicul, cum să spun, omul în general, în ziua de azi e expus din 10 în 10 minute la câte o catastrofă din asta. Așa că lui, el, cum să zic, e obișnuit cu chestia asta. A ajuns să fie obișnuit că cel cât, 12 morți, mare chestie, 92 de morți, altceva, devine interesant, nu? Asistând zi de zi, din 10 în 10 minute, la câte o calamitate din astea naturală, spectatorul devine cumva imun la șocul pe care poți să-l dai tu într-un spectacol de teatru. Aici trebuie să ne alegem foarte bine subiectele și ce facem și cum facem, pentru că să el are nevoie de terapie, cumva, va avea nevoie. Ferească Dumnezeu că vor intra foarte mult și la terapie, vor avea nevoie de terapie artistică, pentru că e foarte dur atacul ăsta care se face la nivel intelectual. Oare cât îl vor conștientiza, Alex? Nu știu, dar noi care conștientizăm, cred că suntem datori să încercăm să facem lucrurile să se întâmple cât mai sincer și mai adevărat și să nu uităm calitatea noastră de povestitori, să nu uităm teatrul ăsta care face, care se trebuie să fie centrat pe actor și trebuie să fie centrat pe poveste și pe magie cu mijloace reduse. Deci cu efort minim să ai efect maxim. Cu asta ne ocupăm noi. Ar trebui magicieni să facem ca magicieni, nu? Să reușim să creăm efecte din nimic. Și încă nimic nu e real, acolo e butaforie. Vinul e apă, vinul e ceai și așa mai departe. Țuica e apă, vodka e apă, da? Joci ruși, joci tot felul de... Deci e clar că e un scenariu. Dar noi trebuie să vedem cum compensăm vremurile astea și ce au nevoie oamenii să vadă. Și poate că trebuie să înțelegem ideea asta că nu se calcă pe capete să intre din nou în teatru. Bineînțeles de asta. Mama, nu putem să ne supărăm pe ei, să spunem, vai, 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 știi, să-i facem așa la spectator. Bună dreptate, omul nu simte că e în siguranță și nu simte nevoia în momentul ăsta, așa, are alte presiuni, are alte probleme, vrea să vadă în fiecare zi ce se întâmplă, pentru că, din păcate, stilul nostru de viață a schimbat și noi vedem acum de la zi la zi cifre, să vedem cifrele, să vedem cifrele, știi, și stăm ca și cu dropul de sare, să vedem dacă cade deasupra noastră. Ori asta îți modifică nevoia de cultură. Și atunci să vedem pe unde ne putem strecura și unde putem să apărem inopinat, să putem să îi dăm omului variante. Dacă n-a putut să vină, poate să urmărească încă o săptămână spectacolul și mulțumim doamnelor, domnișoarelor, și mămicilor și bunicilor și soacrelor și nurorilor, pentru că ați fost întotdeauna susținătoarele acestui fenomen. Dacă era să ne lăsăm pe bărbați, nu mai exista teatru de mult, dar s-a făcut teatru, nu o să moară niciodată. Dacă era pe mână a bărbaților, era mort. Dar eram închis de mult. Da. Ai dreptate, că doamnele sunt cele care îi atrag pe bărbați către teatru. Nu am văzut în viața mea bărbați să vină la teatru să fie mulțumit sau fericit, indiferent de spectacol. Rar, rar de tot. Deci erau, cel puțin până începe spectacolul, îi vezi. Eu am stat de multe ori la bilete, am rupt bilete ani de zile, deci știu bine de tot când, cum să... Atitudine. Care corvoada aia este evident că a fost un mare scandal la ei. Evident, nu mai spun că acolo, când făceam la Cotou, tot centrul ăla istoric și el în loc să meargă la terasele alea unde sunt panourile și unde sunt ledurile cu meciu și așa și bere după bere, făcea imediat dreapta pe micuța stradă Blănari și unde era târât de superbitatea. Nu, de muza, nu? Care venea să-l vadă pe Marius Manole la acolo. Deci astea sunt amintiri din altă vreme. Sunt locuri și momente și așa care nu mai există, din păcate. Și atunci noi trebuie să ne concentrăm să vedem mai departe sub ce formă putem să fim utili în momentele astea.
Să ne croim alte alternative. Da, să găsim alternativa, să mergem mai departe, să fim utili, să ne dovedim utilitatea și adaptabilitatea. Asta e cel mai important. Adaptabilitatea este cea mai mare calitate a unui artist. Nu te poți adapta, e destul de complicat. Va trebui fiecare cu mijloacele proprii să se adapteze și să reușim să ne menținem în relație cu publicul nostru, sub orice formă, cu orice preț și pe orice canale. Acolo unde se mută și el și unde se duce și el, mergem și noi după el, nu mi se pare normal să rămânem în urmă. Nu mi se pare normal să facem, n-am rămas asta că făceam acum, rămâneam în continuare, făceam în amfiteatru și așa mai departe și cum se făcea acum 2000 de ani. N-am rămas acolo, am îmbunătățit, deci teatrul nu moare, dar se îmbunătățește. Deci el se adaptează și putem să facem și holograme și chestii și așa mai departe și pe live streaming și pe online și pe Zoom și pe astea le facem, da? Și încercăm să ne adaptăm. Și ăia care fac programele o să se ducă după noi și o să înțeleagă că avem nevoie de alte lucruri și altele și altele și o să apară și altceva de Zoom. Evident. Toată lumea e panicată, doamne, nu pot să fac nimic pe Zoom. Păi da, doamne, dar stai un pic, a fost toată industria asta IT pregătită pentru tot ce s-a întâmplat. Acum aveau 16.000 de programe, că vrei tu să-l faci flautul fermecat pe Zoom, mă fura conservator. Dar unde să știe Zoom că tu vrei să faci așa ceva? Că asta nu e... Cine se gândea la așa ceva, într-adevăr? Pentru normal, oamenii ăștia au dat bine că există și ăsta. Că nu m-a mai preocupat pe nimeni așa mult conferințele și așa mai departe, încât să zici, mamă, nu? Păi. Pe măsură ce noi arătăm ce nevoie avem și ăștia vin cu tehnologia din spate sau din față, de unde sunt ei, vin să uită înapoi și zic, băi, hai să le facem la programul ăla, să poată să facă așa și ei să lucreze. Adică mergem și noi, cum să zic, ne dăm seama de ce avem nevoie ca să ne fie bine și să ducem forma mai departe, forma de... Iar dacă trecem așa, online, mergem și rămânem, mergem paralel cu tot. Mergem paralel, că nu știm ce se întâmplă. Vine vreme urâtă, nu știu. Și dacă dai seama dacă noi care suntem în vâltoarea directă, în raza acțiunii directe a fenomenului, da, păi oamenii care nu-i preocupă neapărat aspect. Dacă ai putea călători în timp, ce ai dori să vezi? Trecutul sau viitorul? Grea întrebare. Ce te-ar atrage mai mult? Foarte grea întrebare. Nu știu, că nu pot să spun nici viitorul, nici trecutul fără să... Adică, na, e foarte greu să aleg între astea două. Să zic totuși că trecutul, pentru că n-aș vrea să văd și după aia să mă întorc înapoi și să trăiesc ceva previzibil și predictibil. Care așa că nu știu, mi se pare puțin mai imprevizibil, știi? Dar în trecut de curiositate, dar mă ajunge cât se poate de în spate, știi? Da. Prin epoca de piatră? Ei, nici chiar așa de departe, nici chiar așa. Nu, cu oameni, cu civilizații, cu astea. În Egipt, în astea, m-aș duce, știi cum e și, uite, comedia asta a lui Mel, The History of the World. O știi, nu? Da. Super tare. Aș vrea și eu să trec de în fiecare etapă în parte, din preistorie, cum zici tu, în fiecare etapă a civilizației. Aș fi curios să traversez. Chiar uitați-mi de filmul ăsta și e chiar super tare. Alexandru, întrebările mele pentru tine s-au terminat. Vreau să mă ajuți cu ceva, că am organizat un concurs săptămâna trecută la episodul aniversar cu numărul 100 și aș vrea să fii tu cel care alege câștigătorul. Sunt doar doi participanți, așa că nu-ți va fi greu. Și pe lângă asta, fiecare invitat special lansează și el la rândul său o întrebare a zilei pentru cei care ne-au urmărit. Așa că prima oară, ia să vedem. Întrebarea mea pentru ei a fost ce le place la întrebarea zilei. Și avem o dată pe Marian Iordăchescu, care a răspuns originalitatea și dăruirea ta. Asta îmi place la emisiunea ta și te felicit.
odată. Și doi, Bogdan Văcărescu, întrebările tale sunt spontane și vin de fapt din întrebările proprii nerostite din suma de întrebări pe care o are fiecare zilnic despre orice. Ia să vedem, pe cine alegi tu, Alex? Am să aleg comentariul numărul 1, dar fără vreun motiv anume, doar pentru că trebuie să aleg. Și sper că cei care au participat să nu se supere că n-au primit această drăguță lampă de sare. Ok, deci felicitări, Marian. Acum spunem dacă te-ai gândit tu la întrebarea zilei pe care să o lansezi celor care ne-au urmărit până. Întrebarea zilei este dacă reușiți în tumultul cotidian să vă mai faceți timp și pentru voi. O întrebare foarte bună. Mulțumim foarte mult, Alexandru Noghi. Mulțumesc și eu pentru invitație, Gabriel. Cu mare drag. A fost o discuție foarte plăcută, timpul a zburat de-a dreptul. Vă mulțumesc mult, oameni buni, pentru atenție. Mulțumesc și partenerului de media, pagină de media.ro. Rămâneți aproape, puneți-vă întrebări, pentru că astfel ne ținem creierul la antrenament. Adevărat, așa este. Mulțumesc, Alex, numai bine, o zi bună tuturor. Aveți grijă de voi. Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian? Dar oare bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei.